Smiley, Lidia Buble sau Carlos Dreams nu se mai ascultă acum doar în cluburi, ci și la școală. La Constanța, directoarea unei unități de învățământ, s-a gândit că în acest fel copiii se relaxează mult mai bine după o oră de curs, iar comportamentul lor este unul mult mai sociabil. Suntem înfrățiți cu o școală din Istanbul și în școala respectivă am văzut acest lucru, ne-a plăcut foarte mult și am zis că cu siguranță trebuie aplicat și în școala noastră, trebuie încercat. Am încercat gândind că poate se micșorează numărul actelor de violență și într-adevăr așa este. Copiii au alte preocupări acum, uită să se mai ciondănească, cântă și dansează. Așa se face că la școala Nicolae Tonița, în pauze, timp de 10 minute, pe holuri și în clase, răsună în boxe cele mai în vogă hituri, iar elevii dansează și cântă cot la cot cu profesorii. Cine cântă? Nu știu. Dar îți place melodia? Că am văzut da. Că te donai. Da. Cum este cu muzică la clasă în pauză? Mi se pare foarte tare, foarte liniștitor și îmi place foarte mult. Mie îmi place de la Clara's Dreams, Acele Tale, Imperfect și... Cine m-a făcut o mare. Cine m-a făcut o mare, l-am spus și fetelor. Suntem muzicali, voioși, vorbăreți, interactivi, de tot ce vreți. Ne place foarte mult muzica. Bineînțeles, totul dacă nu le arăți copiilor, n-au de unde să învețe. Cea care se ocupă în mod direct de playlistul fiecărei zile este chiar directoarea școlii. Dascălul spune că are grijă să ofere muzică pentru toate vârstele și ține întotdeauna cont de cerințele elevilor. În funcție de vârstă alegem, doar că am avut reclamații de la cei mici că nu mai vor muzică cu rățuște și cu iepurași, vor și ei muzică cu Smiley, cu Delia, cu ce Justin Bieber. Acum, de exemplu, am ales DJ Snake și Justin Bieber. Specialiștii spun că metoda aleasă este una excepțională, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Impactul este clar unul pozitiv. De ce? Pentru că ei se relaxează, se încarcă pozitiv pentru următoarea oră. Una dintre metodele de relaxare folosită și acasă este muzica. Și pentru că melodiile sunt unele noi, de actualitate, sunt potrivite vârstei, sunt mai liniștiți, rămân în clase, discută, sunt mai relaxați, râd, se simt bine în compania celorlalți. Reprezentanții inspectoratului școlar speră acum ca și celelalte unități școlare să le urmeze exemplul celor de la Nicolae Tonița.